În Vama, Giurgiu, ziua de 12 noiembrie 2015 s-a dovedit a fi una cu ghinion pentru doi șoferi, unul bulgar, conducătorul unei autoutilitare și un altul turc, aflat la volanul unui autocar. Ambii au încercat să treacă prin vamă cu obiecte de îmbrăcăminte și încălțăminte, parfum și obiecte decorative ascunse în cele două autovehicule și suspicionate de a fi contrafăcute. În cazul șoferului bulgar au existat suspiciuni cu privire la forma și conținutul documentelor de însoțire a mărfii, adică peste 6.000 de obiecte de îmbrăcăminte și mai mult de 2.500 de obiecte decorative. În urma verificărilor efectuate asupra avizului de însoțire a mărfii, a rezultat că acesta nu îndeplinește condițiile de formă și conținut, fiind susceptibil a fi fals. Bunurile în valoare de 30.000 de lei au fost ridicate în vederea confiscării, urmând a fi introduse în camera de corpuri de delicte a SDPF Giurgiu. Cu șoferul turc al autocarului, polițiștii de frontieră avuseseră deja de a face încă de dimineață. Asupra acestuia s-au descoperit în cala autovehiculului mai mult de 450 de obiecte de îmbrăcăminte și peste 220 de flacoane de parfum inscripționate cu numele unor firme cunoscute. Cercetările au scos la iveală faptul că cetățeanul turc și un altul român de 38 de ani erau deținătorii bunurilor. Suspiciunea că sunt contrafăcute, bunurile în valoare totală de 136.000 de lei, dacă ar fi fost originale, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar bărbaților li s-au întocmit dosare penale pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație fără drept a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu marca înregistrată pentru produse identice sau similare.